Bun găsit la Agricultura, o șansă pentru România într-o perioadă în care plouă mult. Meteorologii și climatologii spun că o să avem parte de astfel de reprize tot mai multă vreme de acum înainte. S-a dus grâul, ne punem speranța în floarea soarelui, în rapiță și în altele și o să fie bine. Ne ocupăm astăzi de viitorul agriculturii românești, subsumat unei noi politici agricole comune, alături de Mirela Scarlat, partener la TMT PR. Bună seara, Mirela Scarlat, mulțumesc că ai venit alături de noi. Bună seara și bine v-am găsit și mulțumesc și eu de invitație. Nu ne-am văzut de ceva vreme, e bine să reluăm din nou legăturile. Ne-am întâlnit pe la conferință, pe la acțiunile organizate de TMTPR. Mirela Scarlat, agricultura românească, sigur, e plină de potențial, de dorințe, de posibilități, de tot ce vrem. O viziune, noi facem pași în lateral, da? Pentru că tu ai o firmă care se ocupă de organizări de evenimente, de popularizare, de cunoștințe. Eu mă uit pe laterală, din partea presei agricole, cum se vede agricultura românească astăzi? Încercată. Este încercată de diverse fenomene. Pandemia, care și asta a afectat într-un oarecare mod, nu, încă pare să că nu atât de grav cum afectează clima cu care ne confruntăm, grindina, ploile, seceta prin care am trecut în perioada aceasta. Să vină un evaluator, momentul la care vede cultura nu este unul cu care să poată să primească o asigurare. Mai mult decât atât, pentru daune sau pentru această poliță se calculează tonele pe hectar, deci se calculează o cantitate, dar după cum bine știm în atât în retail cât și în Horeca, deci pe canalul de vânzare, nu cantitatea contează, ci și calitatea. Adică corect. Marfa pe care ar prezenta-o către potențialul consumator nu este una vandabilă. Și atunci sunt câteva inadvertențe care ridică probleme. Aceasta cu asigurare. Deci ăsta e un prim risc. Bun, o întrebare până treci la următoarea problemă. De ce fermierii nu-și creează propriile sisteme de asigurare? Știu, la urmă urmei sună a înființa o firmă, aici sunt foarte multe reguli, dar fondul ăla mutual de care tot vorbesc fermierii de un milion de ani, dar le-ar fi permis o flexibilitate maximă pentru despăgubiri, pentru constatare, pentru reluarea ciclului de producție. Și la noi lucrurile sunt la stadiu de cele mai bune intenții, toată lumea e plină de voioșie și aprobă ideea și nu se face nimic de 100 de ani. Cu siguranță că acum este un moment potrivit pentru o astfel de discuție. Chiar asta discutam cu fermierii, că acum, într-adevăr, este unul dintre momentele cred că peste un an care... o să poți să-mi spui, Mirela Scarlat, că s-a ratat momentul s-a de acum ratat. Un an, din păcate. Da, e o discuție, într-adevăr, dacă, uite, am vorbit cu alți producători din zona de ardeioase, de exemplu, și cultura cireșului. Sunt trei culturi pe care noi anul ăsta, apropo de ghiduri, le analizăm, cartoful, cireșul și ardeiul. Și fiecare dintre aceste culturi, evident, are o specificitate aparte. Au fost ani, la rând, cu diverse probleme de condiții de pedoclimatice care n-au permis ca fermierii să-și îndeplinească tonele la hectar. Deci randamentul de producție a fost scăzut substanțial din cauza acestor condiții meteo nefavorabile. Ceea ce, repet, este un risc în agricultură pe care ți-l asumi. Bănuiesc că orice fermier își asumă un risc de genul ăsta. Dar nu și-l acoperă nimeni. Dar nu-l pot, exact. Sunt alte țări, uite, mi s-a dat exemplu. Acum, sigur că vorbim de asocierea fermierilor, de felul în care ajungem ei la subiectul acesta, se apără sigur. Sau nu în astfel de condiții. Însă, cu siguranță că au nevoie de o voce puternică cu care să negocieze cu statul sau cu forța care îi poate apăra. Am observat din toate periplurile mele, apropo de zona asta de presă, unde să zicem că ne întâlnim tangențial, că în alte țări fermierii au o voce mult mai puternică și vorbim de asociații de fermieri. Într-adevăr, există și au existat în România asociații de fermieri, dar dacă ne uităm la una mică, Asociația Producătorilor de Porumb, care este relativ tânără și care este relativ mică ca număr de echipă, dar care a avut o voce foarte puternică. Au specialiști din vari domenii și unul dintre ei în relații cu public affairs, cum să ajutăm-o puțin.
reprezentarea în relația cu autoritățile, da? O funcție care ajută în reprezentarea versus autorități. Un astfel de specialist, și cred că este nevoie de specialiști care să fie conexi în parteneriat, evident, cu fermierii, da? Un astfel de specialist poate pune problema și poate puncta într-un mediu în care, atât la minister cât și la Comisia Europeană, discuțiile se poartă diferit. Și nu sunt atât de tehnice, ci mai degrabă economice, macroeconomice, da? Adică, știi bine, ai văzut cum se schimbă discursul de la un nivel la altul și de la, nu neapărat de la un nivel, ce vreau să zic e, fiecare știe bucata lui foarte bine, dar e foarte greu ca un tehnician, un inginer, un fermier care știe foarte bine cultura și momentele culturii și ce are de făcut în câmp, să ajungă să înțeleagă nevoia unui politician și cum să pună problema cu el. Fie el de la comisie, fie el de la... Exact, asta e problema. Indiferent pe cine ai tu din partea fermierilor să vorbească, important e să fie cineva dincolo care să te asculte. Da, și să înțeleagă și problemele fermierilor. Pentru că, indiferent de specializarea sau nu, da, s-a început o specializare a comunicării din partea fermierilor. Da, de la un milion de voci disparate s-au făcut organizații, acum există și o alianță națională. Ok, dar... Părerea mea că deocamdată se vorbesc limbi diferite. Cu sigur, siguranță. Dinspre clasele politice, indiferent că e la nivel național sau european, există toată solicitudinea, disponibilitatea, amabilitatea, dorința de a ajuta și de obicei lucrurile se opresc pentru că se ajunge la bani, la finanțare. Da? Fermierii cer în continuare, din partea cealaltă există cele mai bune intenții și declarații de dragoste pentru agricultură. Da, uite, acum este planul acela de relansare, nu? Sau există cel puțin, la nivel teoretic, Europa dispune acum de niște bani. Hai să vedem cum îi luăm și ce facem cu ei. Dacă chiar și președintele țării a zis că este foarte interesat să susțină agricultura și fermierii prin investiții. Sigur, e un an deosebit, 2020, să nu uităm, Mirela Scarlat. Ce urmează, da. Da, după campania de toamnă. Eu aș întreba așa, dacă știm atât de bine ceea ce ne trebuie, de ce nu și cerem? Pentru că, de exemplu, se tot vorbește de la Comisia Europeană că vă dăm voie să dați 5.000 de euro pe fermă, până la 50.000, 75.000 chiar de euro pentru procesator. Da, și eu nu văd ca România vreun fermier să fi primit 5.000 de euro. Se anunță măsuri de stocare și retragere din piață pentru carnea de vițel. Am mai spus în emisiuni. În România nu avem atâta carne de vițel încât să fie surplus în piață. Cei de la asociațiile de profil au cerut pentru carnea de pasăre, pentru carnea de vită, pentru carnea de porc, da? Ce nu se mai cumpăra să fie stimulată stocarea privată în această perioadă. Uneori am senzația că vocea fermierului și vocea politicianului sunt două chestii distincte. Diferite. Total. Uite, tot, paralele. Tot din experiență îți spun. Noi am făcut o serie de evenimente în care puneam la masă retailul modern cu fermierul, producătorul cu achizitorul. La fel sunt voci diferite și asta pleacă de la o nevoie diferită. Fiecare are o nevoie proprie. Da, fermierul vrea să facă o afacere, evident, să aibă profit, să hrănească, politicianul vrea să se hrănească cu voturi. Da, să zicem, mă rog, cu reușite. Hai să zicem că și își dorește reușita. Sigur că da, sigur că da. Fiecare e în slujba poporului și lucrează pentru acest lucru. Nu glumesc, nu râde. Bine. Vorbesc foarte serios. Am înțeles. Discutăm și după ca să înțeleg exact poziția. Prin conștient hai să și convins că toată lumea dă tot ce poate pentru binele țării. Da, da. Și de-aia suntem și noi aici. Acum să revenim la partea cu retail-ul. Au fost foarte multe momente, foarte multe. Deci eu pe partea de retail am tot făcut evenimente din 2016, să zic. Sau am participat în conexe, parteneriate la astfel de evenimente. Vocile sunt foarte diferite pentru că, repet, pleacă de la niște nevoi diferite, dar atunci când încep să se înțeleagă fiecare, adică încep să-i înțelegi business-ul celui care face achiziții, reușești să-i pui pe masă ceea ce își dorește și atunci observăm astăzi, chiar astăzi, adică vorbesc la modul chiar actual,
o disponibilitate a achizitorilor din retailul modern de a se deplasa în teren, în vizită la fermier, ceea ce până acum discuțiile erau... Retailul aștepta să vină, exact, să-i se pune pe masă marfa. Da, exact, da. Veniți la ușa mea și mai am 100 ca voi. Cam asta era abordarea. Veniți la mine, așteptați și oricum eu mai am 100 ca voi, lăsați că vă contactăm noi, știi cum e, ca la joburile de angajare. Pe când acum își doresc foarte mult, din toate lanțurile de retail, să meargă, să vadă, să viziteze, să înțeleagă și să poată găsi sisteme de colaborare. E o schimbare, dar a durat niște ani. Am văzut în Franța, am fost anul trecut, am avut o ocazia să merg într-o vizită prin asociația noastră a presei agricole, într-o vizită de lucru în Franța, în care știi bine că te deplasează și prin diverse ferme, atât vizite la nivel de autorități, am avut ocazia să îl întâlnesc chiar pe ministrul agriculturii din Franța, cât și în vizită în teren. Și una din vizite a fost la o fermă modică de vacă de lapte, adică n-aș spune că e reprezentativă pentru Franța. În schimb, acel fermier a zis așa, un lucru foarte important. În Franța e un fenomen dintre ăsta de bashing, îi fac să se simtă rușinați pe fermieri, că distrug ecosistemul, că, știi, ecologiștii au o putere foarte mare. Da, se simte și în România acest curent și vreau să abordăm încă la noi subiect. E timid. Încă la noi e timid. La noi e timid pentru că se ascunde sub modificarea politicii agricole comune și Green Deal. Și Green Deal, Dar când o să apară, discutăm acum și vreau să abordăm subiectul pentru că presupune niște costuri extraordinare pentru fermierul român. Cu siguranță. Ce vreau să zic e că acolo se simte un fenomen de presiune din partea publicului pe fermier și fermierul se simte rușinat. De exemplu, el spunea, acest fermier, că nu poate să-i dea mai departe ferma fiului, fiindcă fiul nu-și dorește să trăiască cu rușinea că sacrifică animale, că le face rău stând în fermă închisă. Era o fermă închisă, nu avea libertatea să iasă afară cu vacile. Și a spus un lucru foarte interesant. A spus, este prima oară când ne dăm seama că avem nevoie și noi de o voce puternică care să arate ce facem noi de fapt, de ce laptele este bun pentru consum, o voce care să diminueze acest efect creat de ecologiști sau, mă rog, anumite mișcări care au reușit să impună în mentalul colectiv faptul că fermierii sunt o specie așa, de joasă speță. Sincer, și eu mă simt extrem de vinovat că mai mănânc. Mâncarea provine din ferme, din nu? Din fermă, exact. Dar trebuie să mă simt și eu rușinat și vinovat de acest lucru, dar în ritmul acesta, pentru că mișcarea ecologistă născută prin anii 70 în vestul Europei, la un moment dat diminuase ca importanță, în ultima vreme s-a ridicat foarte mult, vezi ultimele rezultate de la europarlamentare, dar sunt o forță foarte puternică. Nimeni nu contestă ecologismul, dar ecologismul contestă tot. Asta e problema. Normal. Nu există o cale de dialog, pentru că toată lumea are dreptul să trăiască. Și mișcarea ecologistă, dar și fermierul francez de care vorbeai și spuneai că fiului e rușine să preia exploatația tatălui. Da. Nu e normal să se ajungă la astfel de manifestări, din păcate. De acord, de aici și nevoia de care spunea de o voce în comunicare. Ceea ce, uite, chiar mă gândeam, în această pandemie am observat în bula mea, deci în zona mea de cunoștință, să zic, o mare creștere a interesului pentru a crea lanțuri scurte. A cumpăra, dar nu de a cumpăra produs românesc, ci a cumpăra produs românesc din arealul tău. S-au creat grupuri pe Facebook, s-au creat tot felul de stimulente, chiar și ministerul a avut la un moment dat o încercare. A făcut o pagină cu legumele, da? Da, a avut o încercare de a stimula, dar ce vreau să spun este că, uite, grupul din județul în care am fost eu izolată, ca să zic așa, a avut 4.000 de membri și în creștere, în care se făceau trading-uri, schimburi, sau mă rog, se consuma constant. Chiar eu am avut personal am avut 4 producători de la care am cumpărat, chiar îmi făceam calcul, de aproape 10 ori. Lucru pe care nu l-aș fi făcut în mod normal. Deci acei mici producători la care eu am ajuns singură, m-am deplasat pentru că am avut nevoie. Ce vreau să zic este că dacă o asociație sau o formă asociativă ar fi mai insistentă în comunicare,
pe produs românesc, produs local, de ce în arealul de 70%, ce înseamnă la scurt, care sunt beneficiile și așa mai departe. O formă asociativă, nu un fermier, nu un grup de producători. O voce care să reprezinte o masă. Cu siguranță că lucrurile s-ar schimba. A fost fenomenul acela, dacă ții minte la un moment dat, cu laptele. Că îți produce cancer, că enzima din lapte nu știu ce mai face, sunt foarte multe. Deși majoritatea animalelor cresc în prima fază a vieții cu lapte. Da? Și noi și copiii noștri cresc cu lapte. A fost altă discuție pe, chiar acum în pandemie, citeam și am văzut informele asociative, chiar mi-au trimis să facem ceva în acest sens, făina albă. Ce crezi? Este trimisă de îl mai necurat pe pământ, are nu știu ce proces de făcut, dar lasă că făina albă că te îngrașă sau nu, e făcută cu nu știu ce e făcută. La fel ca e și tâmpenia, culoarea temperaturii, că ți implantează microchip în cap. Bine. Există oameni cu mai puțină minte, din păcate sunt mulți, nu verifică niciodată informațiile, iau pe neamestecate și așa se ajunge să dăuneze inclusiv agriculturii prin astfel de tâmpenii. Nu problema le-aș putea numi este altfel. Că sunt lăsați să vorbească. Nu s-a ocupat nimeni de o voce mai puternică care să le să-i contrabalanseze pe cei. Exact, da. Să le diminueze. Da. Astfel efectul. De fenomene, fake news, da? Fake sau news. Exagerări, sau cum vrem să le numim, nu vor dispărea niciodată. Important e ca din partea cealaltă să apară o contragreutate, o voce exact. Puternică care să spună, sigur, au dreptul să-și exprime punctele de vedere toți, dar adevărul dovedit științific, cercetările arată că Exact. Nu există prostii putem debita toți. Sunt conștient de lucrul ăsta. Ei, da, într-adevăr, e nevoie de o voce a fermierilor. Știi, eu am sperat. Se întâmplă, dar se întâmplă pe la colțuri. Adică, în grupurile noastre restrânse, în conferințele noastre de presă, se discută. Că uite că ceilalți zic că nu știu ce. Că uite, chiar se discută acum de ce producătorii au mărit prețurile. Și totul este la producător. Iarăși mă întorc la Federația Română a Cartofului. Mi-a dat exemplu iarăși Franța, în care dacă te duci în retail pe bonul fiscal, vezi exact prețul defalcat. Cât a mers la fermier, cât sunt taxe impozite, cât este adaos comercial. Și ai atunci făcut curioasă, cam și eu un bon de la un supermarket de la ei. Da. Și atunci poți să, cel puțin, nu știu, n-am verificat informația, dar asta mi-a parvenit și o dau și eu mai departe, acum neverificată, dar e o sursă de încredere, aș zice. Atunci asta ar fi iarăși o modalitate de a verifica și de a vedea pe cine blamezi, producătorul că și-a mărit prețul sau ceva acum, pe lanțul. Să recunoaște Mirela Scarlat că în perioada asta de pandemie, da, știu, unele prețuri s-au majorat. Categorii. Dar eu o pun nu pe seama producătorului, ci o pun pe seama costurilor de transport. Și eu, da? Au fost atâtea perturbări până s-au deschis culoarele verzi, da, până și-a dat lumea seama ce ia, de unde ia, în ce condiții sanitare, cum vinde. Evident că au apărut sincope și orice sincopă duce la creșteri de prețuri. Pentru că ne apropiem de pauză, nu vreau să ratez un lucru. Mi-ai spus așa, în perioada de autoizolare a ta, ai cumpărat de vreo 10 ori de la producători dintr-un grup local. La Asociația pentru Sprijinirea Dezvoltării Agriculturii, o asociație pe care o promovăm în această emisiune, credem în lanțurile scurte de aprovizionare, în comerțul alternativ, exact în aceste forme. Cum le păstrăm, Mirela Scarlat, și după pandemie, că adică ai mai cumpărat de acolo, te mai întorci, pentru că, iată, e o soluție. Imediată banul merge direct la producător, da? Presupunem că producătorul se fiscalizează și plătește taxe și impozite dacă nu se ducă în consum de tot ce e creștere economică. Cum păstrăm asta? Uite, nu știu, e o întrebare bună. Pe mine m-a costat timp, dar aveam timp, căci eram în zona de pandemie și, din păcate, toată lumea a avut mai mult timp. Sau, mă rog, a existat o diferență de scurgere a timpului. Nu toată lumea făcea livrări. Mă chemau la poartă și ridicam comanda de la poartă. Dar iarăși eram într-un areal de distanță mică și atunci a fost asta posibil. Deci presupune o localizare strictă acest sistem, da? În primul rând. Trebuie să fii tu aproape de sursă. Cumva, pentru că da. Sursele sunt oarecum imobile și ar presupune cheltuieli mari pentru un mic fermier să se împartă între 30 de adrese. Sau putem să apelăm la această digitalizare de care tot vorbim, da? Care să ne arate. Adică să ne vină brânza cu drona?
Asta face Amazon, știi? Ai da, văzut? Știu, am văzut, da. Da. Nu, deși a început nu și e în România, ideea... e o tentativă de livrare pentru niște produse nu prea sănătoase, dar a început și în România. Nu este o idee rea, dar de exemplu, dacă eu aș ști că pe traseul meu sunt 6 comenzi, da? Și respectivul ar putea să șeruiască, știi că acum este această mobilitate, împărțirea mobilității, cum a fost cazul Uber și așa mai departe. Este un model care poate fi exploatat cu împărțirea transportului, 3-4 producători pe traseu își pun marfa într-un singur șofer, o singură mașină, adică nu își pun marfa într-un șofer, într-o singură mașină condusă de un șofer și pe traseu livrează... firmele de curiera transportă, un șofer are un traseu exact. Pe care sunt împărțiți clienții finali. Așa și aici, da. De la producător... Poate exista un sistem. Cu siguranță se poate dezvolta, adică asta nu este neapărat o problemă, plus că sunt acum o grămadă de proiecte în care se pot finanța astfel de idei. Îți propun, Mirela Scarla, să continuăm discuția de aici, după pauza de publicitate, pentru că e o idee care, iartă-mă, merită rumegată și pusă în practică, nu de către noi, că nu avem capacitatea logistică, dar e o soluție de a continua ce a început bun acum, da? Banul direct la producător, marfa direct la consumator. Un lanț mai scurt nici nu există. Nice. Mulțumesc că ne întoarcem în foarte scurt timp la Agricultura, o șansă pentru România, alături de Mirela Scarlată, partener TMT PR Agri and Food. Discutăm despre ce înseamnă agricultura și mai ales care sunt căile de a păstra măcar cât avem. Ne întoarcem în scurt timp.